Roxana și bine ai venit la emisiunea noastră de divertisment. Bine v-am găsit. Tocmai ce a trecut iarna, să știi că am avut și minus 10 grade și minus 15 grade. Eu n-am simțit iarna, la mine au fost de la 23 de grade în sus. Ce faci, ai fost în Bali? Cum a fost în Bali? Superb. Super. Ți-am adus o floare, e o floare din asta de-a lor, nu știu, renumită acolo. Am reținut numele ei fix până am intrat aici pe poartă, la barieră, la Pro. După aia zici că am... Asta e săpun? Da. Foarte frumos, mulțumesc mult, o să-l bag între cămăși. Așa se face. Nu? Se pune la Oltenia, așa se pune. Da, foarte frumos. Eu încă mai pun și acum, dar... Bă, Roxana, dă-mi voie să te pup, să te-ai gândit tu mă la mine cum să mi-a adus săpunul ăsta? Sau ai luat mai multe pentru... Nu, ți-am luat ție și am mai luat cuiva. Atât. Da. Am înțeles, să luăm un loc. Atât. Mă simt, cum să zic, important. Onorat. Da, important. Ce faci, Roxana? 3 săptămâni în Bali? Da. Păi cum 3 săptămâni în Bali? Cum așa? Adică, pe bune. Păi, sincer, păi m-am cam auto-invitat în vacanța asta. Ce super. Adică au venit într-o zi, a venit o elevă de-a mea de la sală și prietena de-a mea să-mi zică că mergem în vacanță. Cine? Angi, o cheamă, e eleva Angi, mea, prietena mea. Angi, am văzut, foc, ochi albaștri toate, frumos, da, exact. Ai de mine. Bun, și zice, nu știu dacă să merg, dacă să nu merg, nu știu ce, zic, bă, zic, eu m-aș duce. Ea a mers singură, da, și am vacanță. Și zic, băi, eu m-aș duce în locul tău. Și apoi ce, nu vrei să mergi? Zic, cum să nu vreau să merg? Normal că vreau să merg. Asta e Angi? Sau aici ești tu? Aici sunt eu. Aici ești tu? Da. Ia uite, bă, nene, în Bali. Da, și gașca e foarte mișto și atunci m-am auto-invitat practic. Adică, vacanță, practic, dar... tu ai fost cu două fete în Bali? Nu am fost doar și două fete, am fost în total 11 persoane. Aha. Da, au fost câteva cupluri, eu am fost cu două prietene și cu încă doi prieteni. Aici? Aici? Maimuța aia ce făcea? Îți fura? Da, era... îi dădeam banane ca să stea acolo cățărată. Avea un interes la mine, altfel nu stătea. Dar nu sunt agresive? Nu te-a zgâriat? Nu. Nu. Foarte cred frumos. Că s-au simțit așa din aceeași aici? Familie cu mine și ăsta era un leagăn unde am făcut o poză foarte faină, dar m-am așteptat așa să fie mai light, dar m-au luat toate amețelile când m-am urcat acolo. Dar poza a meritat. Dar aici erai asigurată? Erai legată? Da. Și aici? Aici eram pe plajă, Angi, Matt, prietenul nostru, ei sunt piloți. Da. Da, am avut la un moment dat la întoarcere turbulențe, am vrut să-i zic unuia dintre ei, du-te și vezi ce face capitanul, că s-a băgat la somn, sigur. Dacă vedeai cum făcea avionul cu noi... Cât ai făcut până în Bali? 22 de ore. Cât? 22 de ore. 22 de ore. Da. Bă, bine, trei eu am dormit, n-am avut nicio treabă. Roxana, 3 săptămâni? Da, la un moment dat te simți așa ca acasă, știi? Ești de acolo, adică nu mai aici te obișnuiești. Aici ești tot sportivă, nu? Da, pe plajă. Bă, adevărul că am văzut niște poze pe Instagram foarte frumos și foarte interesant. Aici ce ai mâncat? Cozonaș ce e acolo? S-a nu, cineva? Nu, e un din ăsta cum cântă indienii, au da? Tot felul de din astea de cântat ei. Ce ți-a plăcut cel mai tare? Mamă, uite, e superb. Da, foarte, foarte fain. Aici coboram la plajă, la ocean. Ce ți-a plăcut cel mai tare? Mi-a plăcut cel mai mult vechiul Bali, Trunian se chema orașul. Era un oraș unde ei au o tradiție din asta când moare uite, cineva. Uite, te-ai poze, bă, băiatul. Curcubeul ăla l-ai pus în Photoshop sau așa a fost? L-am pus în Photoshop. Zi. Da. Deci acolo când moare cineva, pun morții într-o cușcă sub un copac. Și copacul ăla miroase atât de frumos încât acoperă tot mirosul de cadavru. Și acolo am fost. Deci mie acolo mi-a plăcut cel mai mult, între scheleți, între cadavre, între cuștile mama, alea. Da, uite-te aici. A fost foarte fain. Cine îți făcea pozele astea totuși, Roxana? Cele mai multe sunt făcute de Angie, de prietena mea și se am pricepe. Mai fost, da, încă un cuplu, că ei au și un blog din ăsta și fac poze mai profi. Un blog de călătorie? De adică călătorie, da. Foarte frumoase fotografiile. Mamă, da. Uite-te cum arată aici. Băi, da, asta ai făcut-o sincer. Aici Angelei a fost frică să treacă peste un pod din ăsta. Și am pus un băiat care era pe acolo, nu știu, un... Hei, băi, băiat, da, fă-mi o poză. Da. I-am zis, fă-mi o poză, i-am pus telefonul în mână și jumătate. Și unde ați fost persoane? Păi am... Toți într-o cameră? Nu, au fost două vile. Ați dormit pe plajă, văd. Nu, ăla era un apus, așa mai... cele mai frumoase apusuri le-am văzut în Bali. Deci foarte, foarte frumos. Am stat în două vile, 8 într-o vilă, restul în cealaltă. Păi ceilalți au stat mai puțin, nu știu, eu nu m-am prea interesat cu restul lumii, că erau mai sedentari așa, iar eu eram cu drumeții, cu plimbat, cu... Nu ne-am interesat decât la plajă. Superb în Bali. Da. E o destinație mâncarea pe care o recomanzi bună, așa da, celor clar. Care... Plantă, ai avut 3 luni vacanță, ai urmează 3 luni de vacanță, iau, Bali, prețuri da. Accesibile. Da, adică? Da. Adică nu a fost deloc scump. Cazarea nu e scumpă, mâncarea nu e scumpă, biletul de avion a fost ieftin. Adică, nu. Ce înseamnă mâncarea nu e scumpă? Uite, pentru plantă care vrea să plece și el în Bali. Păi, nu știu, era foarte ieftin. Adică e mai ieftin decât la noi mâncarea. Cât e o șaurma? N-am văzut șaurma, sincer. Am văzut niște clătite, în schimb. Am prietenit cu un francez care avea o creperie din asta.
Și mâncam clătite acolo la el seara. Acum vreau să fii sincer, sau să am prieteni în franceză cu tine? Păi ultimele zile nu am mai răspuns la mesaje. Deci fetele m-au certat într-una, nu răspunde-i lui Tom, răspunde-i lui Tom. Zic, ce să-i mai Tom? Răspund lui Tom, îl chema. Și cum arăta Tom franceză? Îl am pe Instagram, o să-l arăt. Era uman așa, nu știu. Respira, două mâini, două picioare, da. Două ochi. Da. Am înțeles. Făcea clătite bune, asta mă interesa. Foarte bine. Și cât e o clătită în Bali? Era niște bani din aia, aveai impresia că ești foarte bogat când schimbai, dădeau un teanc din ăla, atâta de hârtie, dar erai de fapt foarte sărac, aveai 50 de euro acolo, dar dădeau un teanc din ăla, efectiv. De... Și nu știu, era 80.000 de, din alea. 80.000 de... Da, de rupii, sau cum se cheamă, rupii, da. Rupia, da. Da, deci bine. Foarte frumos. Da, de foarte 3 fain. Săptămâni în Bali, altă viață. Sport, da. Am văzut că ai făcut, am și făcut sport. În fiecare dimineață. Pentru că vreau să le recomand celor care se uită la mine să intre pe Instagramul tău, pe Roxana Bancea, că să vadă și pozele astea, da. Și să vadă ce înseamnă să faci sport în fiecare în zi. În fiecare zi am sport, făcut. Relaxare, viață frumoasă. Da, în fiecare zi și ca să ajungi la cascadele alea și peste tot pe unde mi-am făcut pozele alea, aveam de parcurs un drum destul de lung. Și atunci am super și mers pe fotografiile astea. Da. Să știi că avem și noi în București așa ceva. E Valea Cascadelor, la ieșire din București. Uite, despre asta ziceam. Deci cele mai frumoase apusuri acolo le-am văzut. Avem Valea Cascadelor, serios. Mamă, uite ce a apus. Da, chiar frumos. Asta era de la noi din vilă. Frumos, mă, Roxana, ce să zic. Da, foarte fain. Trei ne-am săptămâni distrat. În Bali. Chiar ne-am distrat, a fost foarte fain. Cu mami, cu tati? Cu mami, cu tati am povestit în fiecare zi, dai seama, i-am sunat cu FaceTime să mă și vadă. Aici, la uite. Plajă. Gata. Plantă, facem emisiunea din Bali de săptămâna viitoare. Da, ți-am zis, prețurile sunt, chiar, da. Sunt chiar accesibile. Adică noi am dat undeva o vilă din asta, deci pentru 20 de zile. A fost undeva la 3.000 ceva de euro pentru toată lumea. Dar vila, adică foarte faină, mare, cu piscină, cu tot ce trebuia. Sezonul în Bali în ce perioadă? Păi acum începe sezonul, practic. Noi am fost la sfârșit... la începutul sezonului. A fost la începutul sezonului. Foarte frumos. Ce cel mai frumos și că e în august, dar ziceau ăștia că în august, dacă vrei să te duci la un restaurant sau ceva, nu ai niciun loc, adică nici cu rezervare, nici cu nimic. Oricum la noi era greu când sunam să facem o rezervare, spuneam că suntem 11 persoane. Ziceau, vă căutăm noi. Da, vă sunăm noi mai târziu. Da, vă dar în full sezon e arhiplin, adică acum bronzată mai fain că... ești, măi... Da, am prins doar o zi de ploaie. Foarte am prins și revelionul lor. Ei, lasă. Da, Silence Day se numește la ei. Și? Și noi eram așa, o, revelion, ne distrăm, ne nu știu ce, de unde. Nu ai voie să ieși din casă. Dacă ești pe stradă, te arestează. N-ai voie să dai drumul la muzică. Ne-au tăiat internetul tot. Adică efectiv, te arestează și pe tine ca turist dacă ești pe turist, stradă? Ca turist n-ai voie să ieși din resort, hotel, nimic. E Silence Day, ziua lor. Deci doar ei au voie, nu știu, au din asta, se împacă. Dacă stai certat, te duci la sort, așa, te împaci, gen de revelion, știi? Atâta, în rest nimeni nu... Nu, n-am avut nimic și la un moment dat am aprins eu un bec pe casă, n-am știut ce am aprins, că nu vedeam pe acolo prin curte. Și a venit poliția imediat, de ce am aprins becul ăla. Deci nu era așa, frate, pe bune, am aprins un bec, adică ce am făcut? N-am avut voie muzică, au venit seama, imediat să ne spună. Îți dai seama, ce te-am prins iară? Da. Roxana Vancea, infractoare, arestată în Bali. Oricum, eu și met unul dintre băieți ne-am gândit bă, la 30.000 de variante să ieșim, să facem ceva de aici din restul. Dar aici totuși te durea ceva de stăteai așa, adică... În cot. În cot. În cot de vremea din România, că aici ningea foarte tare. Bă, adevărul că să tot stai să te uiți la pozele astea și să-ți folosești imaginația. Da, ține foarte mișto. Mâncarea foarte bună, gașca mea foarte mișto. Și aici, superb. Chiar bravo, da. Roxana, sunt mândru de tine. Sunt mândru frumos, de tine, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Și am făcut și sport în fiecare zi. Ți-am zis, eleva mea, Angie, credea că o să mergem acolo și să stăm pe relaxare. Așa, prima dimineață, la ora 7, am dat cu aia din pat. Zic, hai să căutăm sală. Și am găsit o sală la vreun kilometru dar de noi și mergeam. Ceva. 3 săptămâni ai fost plecată. Gabi, da. Cotabiță cu cine s-a mai antrenat? Nu s-a antrenat. Deci, nu s-a antrenat, e în pauză. Dar îl reiau acum imediat, îl pregătesc de vară. Perfect. Îți mulțumesc mult de tot, mergi să știi că este o reală plăcere de fiecare dată când vii la emisiune, bronzată, parfumată, aranjată, dichisită, frumoasa Roxana Vancea. Vrancea, cum vrei. Vrancea, pentru că m-am gândit la cutremur, știi? Da. Sunt vraiște când vii aici. Sunt cutremurătoare eu de aia. Ești cutremurătoare, băi, ăsta e adevărul. Roxana Barabancea. Am chiar așa că am slăbit. Deci Vrancea Barabancea. Am slăbit, să știi, vreo 400 de grame vacanța 400 asta. De grame? Da. Aș vrea să-i salutăm pe toți prietenii, telespectatorii francezi. Și-o pe Nea Vasile, că-l văd acolo în spate. Nea Vasile. Să știi cât am fost la mama în spital, am mâncat în fiecare zi de la Nea Vasile. Tu? Da, păi, dar era lângă Colentina acolo. Zii cum sunt Colentina. De vis. Pe bune. Foarte bun, serios, da. În fiecare zi am mâncat de acolo. Să știi că și-am slăbit astăzi 4 grame. E un început. Dar nu ți se pare că e mai bine decât mai văzut ultima dată?
Cred că te-am lăsat mai bine. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Am scăpat totuși de sub control. Da. Am văzut la un dat, eram într-o emisiune cu Daniela Crudu și era întrebată ce a pățit de s-a îngrășat. Și ce, dar ce ai pățit? Ai avut probleme? Ai avut ceva? Și Daniela zice, nu, am scăpat porcul pe gât. Așa și tu spune adevărul. Eu cozonacu. Așa, ai scăpat cozonacu pe gât. Roxana, îți mulțumim mult de tot. Mulțumesc. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și salută-l pe Tom. Poate să uită acum pe ProTV Internațional. Da, lasă. Tom, poți să salut pe altcineva? Va bine. Pe cine? Păi e pe Alfus, nu mă vede. E pe Alfus? Da, eu cu America, nu sunt cu Franța. Bali, am altă treabă. Actorul? Actorul, da. Ăla de joacă în filme cu oia mari? Ăla. Perfect. A, și vreau să zic la mulți ani lui prietenul nostru comun, Răzvan Ghiță. Da, e ziua? Da. Bă, nu pot să cred. Îmbătrânește, faci 43 de ani, îți dai seama, 43 Merge spre 50. Da. Răzvan, e la mulți ani, bă, tată, bă, la mulți ani, un prieten de nota 10, Răzvan Ghiță, la mulți ani, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Și azi este și ziua lui Dan Bidman. I-am zis la mulți ani de la prima oră. La prima oră? Ți-am luat înainte. Da, păi cum adică te-ai trezit și ai zis Dan Bidman la mulți ani? La 7 am scris și el mi-a răspuns la 8:30. Deci, ți-am luat înainte. Deci te trezești înainte lui Dan Bidman. Da, da, clar da. Foarte bine, îi mulțumim mult, Roxana Vancea, o fată extraordinară de fiecare dată. Plantă, te rog frumos să o conduci pe Roxana pe covorul roșu.